crezi data ta. Sunt bucuros, v-am mai anunț încă o dată, că nu neapărat instituția noastră n-a fost neapărat s-a erijat doar într-o instituție care sprijină pe toți cei care fac fonduri, care fac proiecte pentru a atrage fonduri europene. Noi trebuia noi înșine să fim un exemplu, am scris un proiect prin programul operațional de dezvoltarea capacității administrative. Tipul ăsta de proiecte se înscrie undeva până în valoarea de 1 milion de euro, aici se încadrează. Proiectul se numește Îmbunătățirea calității și eficiența furnizării serviciilor, e vorba de servicii către cetățeni. Avem în acest parteneriat 20 instituții publice, Direcția de Finanțe, Inspectoratul de Muncă, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, ajutorul meu, Prestațiile Sociale, Casa de Pensii, Direcția Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Școlar, desigur, Direcția pentru Cultură, Direcția Statistică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt partenerii noștri în acest proiect. Am fost anunțat, am pregătit ultimele documente, vom fi invitați să semnăm contractul de finanțare. Deci n-am rămas doar la a integra toate informațiile care vin din teritoriu și a le furniza celor care au nevoie, inclusiv dumneavoastră. Am considerat că trebuie să dăm noi și un exemplu, am scris un proiect, poate nu e o valoare foarte mare și foarte însemnată, dar e aproape 1 milion de euro care intră vor intra, sperăm în județul.